Un restaurant de la ieșirea din Mergidia către Cernavoda a fost inundat. Proprietarul spune că apa a venit din toate părțile. Pagubele nu sunt de neglijat, mai ales că acesta nu are nici asigurare. Canalizarea n-a mai putut să facă față și a ajuns până la nivelul gemulețelor de la subsol. Apa prin uși, printr-un retur al canalizării, a intrat în subsol, inundându-ne absolut toată suprafața de la subsol de peste 200 de metri pătrați, cu o înălțime a apei să aibă o înălțime de circa 20-30 de centimetri. Ce a fost afectat? Ne-a fost afectat tot subsolul, cu subsolul cuprinzând grupurile sanitare pentru personal, vestiare, centrala termică, caramangerie, cameră de frig, holurile aferete, lăzi frigorifice, o mică cramă care o avem în subsol cu tot mobilierul care este acolo și de asemenea iarăși un alt subsol la o cotă mai ridicată, grupurile sanitare pentru clienți și magazie de obiecte de inventar. Oamenii care locuiesc pe strada izvorului stau cu frica în sân ori de câte ori plouă. De această dată rugile lor au fost în zadar, căci apa le-a năvălit în gospodării și case. Se întâmplă, de unde vine apa asta, nu știu. Acum s-a umflat acolo în față canalizarea aia, mi s-a umplut WC-ul care l-am aici, unde este, puteți să filmați dacă vreți, și în casă așa se întâmplă tot timpul cu vitanja, tot timpul noi, când e ploaie, noi nu putem să plecăm în concedii, noi nu putem să facem nimic. I-am spus cu primarul atâtea ori, am fost la apă și canal atâtea ori, degeaba merge, degeaba merge, nu știu ce să mai facem. Am avut șănțules făcut care se scurgea apa de la ploaie în canal, a venit și ni l-a astupat, au făcut canalizări și mai rău este. Canalizările nu trage niciun pic de apă, toată apa vine în curte peste noi. Chiar dacă pe strada izvorului autoritățile locale au implementat recent un proiect prin care le-au asigurat cetățenilor serviciul de canalizare, investiția, spun beneficiarii, nu este una rentabilă. Când plouă, canalizările se umplu ochii, iar apa ajunge tot în gospodăriile lor. În chipurile avem canalizări, domnule. Canalizările sunt toate finalizate a noastră, începute de anul trecut. Și ia uitați-vă ce, pe ce poziție este pusă, ce lucrare bună execută. Pentru a atrage atenția autorităților, oamenii ar face orice, chiar și haz de necaz. Ia mă că mă duc să mai iau o undiță, dă-i acolo. Mai iau una! Dă-i mă acolo. Ia la seta acolo. Ia la seta acolo. Dați la pește? Păi dăm și la pește, că vine din canal. Domnul primar ne-a făcut canalizare, ia uitați-vă. Ce frumos, ia uitați-vă. Luați-o cap coadă, așa să vedeți. Cine a făcut canalizarea? A început de anul trecut și a zis că o finalizează anul ăsta în aprilie. Deci asta a însemnat că mai avem de așteptat. Anul ăsta a zis că o finalizează, dar n-a zis anul. În replică, autoritățile locale declară. Pe strada izvorului au fost probleme cu apele din curțile oamenilor. Canalizarea din curte nu sunt cele care trebuie să preia apa pluvială. Apa pluvială trebuie să curgă în canalul de vărsări dintre strada izvorului și strada iezerului. Într-o singur caz, într-o curte, a fost necesară intervenția celor de la ISU, care ca ultimă șansă au găsit posibilitatea să spargă gardul curții, astfel încât apa care era acumulată în curte să poată să curgă către acel canal de vărsări și s-a evitat astfel un pericol iminent pentru clădire. În niciun loc canalizările stradale nu au făcut față acestei ploi și asta pentru că ele pe de o parte sunt subdimensionate, pe de altă parte, din nefericire, din educația tuturor celor care utilizează canalizare nu este aceea ca să trimite la canalizare numai pe menajere. Din păcate, în canalizare s-au găsit peturi, gunoaie, haine, lenjerie, restul de materiale plastice, obiecte casnice și tot felul de alte lucruri, care sigur că duc la înfundarea canalizării și la pagubele pe care le-am văzut în aceste zile. Nici în zona Siloz lucrurile nu au stat mai bine și aici ploaia a pus greu la încercare sistemul de colectare a apelor pluviale.
Cei care au trecut prin vecinătatea poștei au avut parte de o priveliște rară. Zona arăta de parcă doar ce s-a încheiat un cutremur, bucăți de asfalt rupte, pietri și alte resturi aduse de puhoaie. Îl deschide să filmăm? Pe strada Dumitru Chicoș, un localnic a rămas cu mașina într-un crater creat în asfalt. M-am uitat să fie un test, știa mai că portau și la cei ce fac, băi, m-a vrea tot la că vie băieții, a fost găsești, mă trag înapoi, că am puțin de vedere, s-a și zis, unde mai pornim. Am ei de ușe, băi, să stai, l-am pus. Băi, și când a pus băieții ăștia aici, știi, stau aici, și aici a intrat altul. A pus pământ, a zis, și a fost, n-a pus piatră să facă ceva tare. Am zis, da, bă, dacă era piatră, că aici nu l-am. Aceeași priveliște dezolantă a fost și în centrul orașului. Apa a măturat tot ce a stat în cale. În ultimele săptămâni, capriciile vremii au produs pagube importante. Odată cu sfârșitul lunii iunie, oamenilor nu le rămâne decât să spere că astfel de întâmplări nu se vor mai produce.